Bună seara și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a Audienței TV. Eu sunt Ion Ștefu și astăzi îl avem alături de noi pe domnul Valentin Vrabie, primarul comunei Peștera. Bine ați venit, domnule primar! Bună seara, bine v-am găsit! Știu că sunteți primar de 6 ani, sunteți la al doilea mandat în scaun. Ce alte localități păstoriți în afară de comuna Peștera? Ce aveți arondat în zonă? Ca să începem așa, cu o scurtă introducere din punct de vedere administrativ. Da, ca să informăm corect telespectatorii, pe scaunul de primar nu am stat nicio clipă în 6 ani de zile. Încă consider că nu merit să stau pe acel scaun de primar, e întotdeauna liber în biroul meu, stau pe un scaun de lucru, la fel cu cei care sunt în birou în care îmi desfășur activitatea. Ca și unitatea administrativă, am în administrare satele Izvorul Mare, Ivrinezul Mare, Ivrinezul Mic, Peștera, e un cătun Veteranul și apoi sunt alte două cătunuri, Iase și Poligon. O suprafață administrativă cam a doua camărime din județ, 20.000 de hectare, o suprafață destul de complicat de întreținut ca și curățenie. Știu de asemenea că sunteți un primar independent și la propriu și la figurat, având de partea dumneavoastră un consiliu local aproape independent, mai ales în contextul noilor schimbări în planul politic electoral, dacă putem spune, este vorba de OUG-ul 55 din acest an. Cum vă descurcați cu această poziție? Știu că este una destul de delicată. E destul de delicată, dar să știți că satisfacția e pe măsură. Orice lucru greu, atunci când ajungi să-l realizezi, satisfacția este pe măsură. Deci, în primul rând, compromisurile acestea cu politicienii nu mi-au plăcut mie de la început. Am avut o experiență destul de tristă, să spun. În 2008 eu am candidat pe listele PSD. Am stat, să spun așa, în partid, am participat la multe campanii, la multe organizări politice, să spun, strategii, așa cum lucrează în laboratoare fiecare partid politic, și cumva eu nu m-am regăsit acolo, nu am ce căuta acolo. Eu, într-un mediu atât de malefic, atât de în care există numai minciună, nu e nimic adevărat. Și mai ales nu-mi plac aceste grupuri în interiorul, cum să spun, descrierea unui partid politic este cam așa. Un partid politic este un grup mafiot foarte bine organizat care propovăduiește democrația, dar în interiorul căruia este o cruntă dictatură. Ori eu sunt un om libertin, sunt un om tolerant, sunt un om care iubesc oamenii și nu aș putea, prin funcția mai ales pe care tot oamenii mi-au dat-o, să-mi bag joc de ei. Și am zis, fac un pas lateral, pentru că înapoi nu o să fac niciodată un pas, sunt de zodie berbec, sunt consecvent, sunt încăpățânat, dar când am văzut că lucrurile nu sunt de mine, am făcut un pas lateral și mi-am luat un alt drum în viață. Acel al reprezentării cetățeanului, ci nu a fi executantul partidului politic în teritoriu. În așa fel, eu să fiu trompeta, ei să spună ce trebuie să spun și eu să mint mai departe cetățeanul. Și cred că am ales drumul cel corect. Dumneavoastră propuneți o viziune ușor sumbră, dacă mi se permite apropierea de termen, a structurii, a organizării unui partid politic. O spuneți din perspectiva participării în partidul din care ați făcut parte sau pentru că ați... În toate partidele politice e același lucru. Ei sunt la fel. Să subliniem un pic că nu vorbim despre unii, ci vorbim despre general. Sigur. Peste tot e la fel. Dar trebuia să extind, este greșeala mea. Diferența între ei este că pe unii cheamă PSD, pe unii cheamă PDL, pe unii cheamă PNL, pe unii cheamă UDMR sau cum îi cheamă. Dar ei, de fapt, în interiorul lor, aceasta este structura.
vedeți dumneavoastră, promit una și fac alta. Și elementul ăsta, sau argumentul ăsta, cred că l-a trăit fiecare cetățean după 25 de ani de democrație, după 25 de ani, când speranțele noastre, în final, acum, cred că s-au epuizat. Într-un sondaj de opinie am văzut că încrederea în partidele politice este de doar 13%. Asta spune totul și cred că orice cetățean din țara aceasta a fost mințit cel puțin de 50 de ori până acum, de la Revoluție până astăzi. Discutați despre campaniile care s-au tot derulat. Atunci au dovada sau au șansa să ne mintă politicienii. După aia, perioada când sunt în funcție, își bat joc de noi continuu. Ne mint odată, își bat joc 4 ani. Sigur că da, și atunci în acest context al viziunii, din acest punct de vedere, v-aș întreba, putem discuta despre, că ați amintit un termen cu o greutate istorică, i-aș putea spune, și anume termenul de democrație. Iar în altă ordine de idei, v-aș ruga dacă se poate în viziunea dumneavoastră să ne spuneți dacă putem discuta despre, că îi aminteați pe toți, și stânga și dreapta și centru și toată lumea, dacă putem discuta de ideologii politice, viziuni politice, stânga sau dreapta sau centru în România zilelor noastre, acum din perspectiva unui om care antrenează sau joacă în scena politică. Nu, n-are nicio legătură doctrina unui partid politic cu ceea ce face el după ce ajunge la ciolan, să-i spun așa. Deși ciolanul ăsta tot suc din el încât a rămas pielea și osul. Vedeți dumneavoastră, în cei 25 de ani nu au făcut decât prin posibilitățile pe care cetățenii le-au oferit să fie ba ministri, ba parlamentari, ba președinți de consilii județene, ba primari, de ce nu, că sunt și această categorie de oameni care își bat joc de oamenii lor, n-au făcut decât să aducă acest popor în genunchi și cu mâna întinsă. Și cred că, nu cred, sunt convins, pentru că văd din ce tendință au oamenii, se vor ridica în picioare și nu vor mai cere, vor pretinde. Pentru că unui politician nu trebuie să-i ceri, că tu îl pui în funcție, trebuie să-i pretinzi. Dom'le, tu trebuie să faci. Dom'le, ajută-mă și pe mine, fă-mi și mie. De fapt, asta este mentalitatea mea pe care am implementat-o de la început, de la prima zi în care am ajuns primar, inclusiv în solicitarea pe care o face un funcționar al primăriei, nu spune, vă rog, dacă binevoiți sau vă rog să... Nu. Pentru problema respectivă, solicit cutăresc cu lucru. Da, este verbul așa a pretinde și nu a cere. Așa este. Asta este să redai demnitatea unui om și să începem din simpla formularea unei solicitări într-o instituție publică. Nu trebuie să cerem. Asta este, în primul rând, să redăm demnitatea oamenilor și văd eu așa că e un zvâc puternic acum, după 25 de ani, când văd că în 89 trăia mai bine decât acum, după 25 de ani democrație, să tânjim după dictatură. Ar fi cumplit, mai ales dacă ne gândim că libertatea asta s-a câștigat cu mare sacrificii, cu vieți, pierderi de vieți omenești. Cu sânge, într-adevăr. Dați-mi voie să fac o apreciere personală. Observ că sunteți mai mult un cetățean primar decât un primar cetățean. Și în acest context, înainte de a ne întoarce, pentru că am divagat un pic, înainte de a ne întoarce la treburile comunității pe care o păstoriți, aș dori să vă întreb dacă în interiorul comunității dumneavoastră și dacă această conduită are rezonanță chiar și în afara comunității dumneavoastră. Deci rezonează oamenii cu dumneavoastră acolo? Păi, vă dau doar un exemplu. În 2008, când am ajuns primar, oamenii de acolo nu aveau nici speranțe și acum au pretenții. E un pas mare făcut spre civilizație și ce satisfacție am că le-am redat demnitatea oamenilor. Sunt foarte mândru de lucrul ăsta, deși ca să conduci niște cetățeni pretențioși e greu. Dar asta mă ajută și pe mine, că eu trebuie să ridic standardul managerial, să găsesc soluții mai bune ca să mă ridic deasupra lor. Dacă sunt un primar care vreau ca și eu să fiu sau să conduc într-adevăr, să merit să fiu conducătorul lor. Dar cel mai ușor este atunci când ridică unul capul să-i dai
să-l dărâmi, cel mai ușor e să sărăcești, să umilești, să prostești și manipulezi cum vrei o comunitate. E, eu nu vreau o astfel de comunitate. Și în Comuna Peștera schimbarea este fantastică, în acest sens am spus că au pretenții. Eu care spun că am făcut, sau cel puțin sunt atâtea dovezi că în comună s-au schimbat atât de multe lucruri, deja sunt contestat, deja sunt nemulțumiți, deja li se pare că nu prea mai fac treabă. Se poate și mai bine. Se poate și mai bine. Asta mă ambiționează, să știți că eu nu mă supăr pe nimeni. Ba din contră, îmi revizuiesc, zic unde, ce, cum și în ce fel trebuie să găsesc soluții. Dacă nu, asta este, înseamnă că din societatea asta pe care am, i-am redat demnitatea, vin alți lideri mai buni ca mine. Și eu ca un om care cunosc limitele, mă opresc și atunci foarte bine. Mândria și satisfacția este că uite ce a ieșit din... ce a produs această comunitate demnă, principială și pretențioasă. Se aleg liderii sau se impun, domnule Brad? Din nefericire, acum se impun. Dar este momentul ca liderii să fie produsul de calitate a unei societăți. Dacă stăm să ne uităm la parlamentarii din Constanța, care unul este fratele lui Mazăre, unul este fiis al nu știu cine, unul este fiisul nu știu ce om de afaceri, unul este fiisul nu știu cine, unul este nevasta lui Mitrea. Deci nu sunt nu sunt valorile pe care un județ de 700.000 de locuitori ar trebui să le dea. Nu este crema acestei societăți. Nu sunt aceștia oamenii care se duc în Parlament și mor de grija noastră. Ei sunt oameni puși, impuși de un sistem, exact cum am zis, nu? Și trebuie să lucreze pentru acest sistem, să-l hrănească. Dar din nefericire, vedeți dumneavoastră, noi ca și cetățeni suntem din ce în ce mai slăbiți, păciolanul ăla nu mai e decât pielea și os și nu știu de unde o să îi mai putem hrăni. Dar mai complicat este sau mai grav este dacă nu luăm atitudine acum, cât încă ne mai putem ridica din genunchi în picioare, așa piele și os cum suntem, vom pecetlui și viitorul copiilor noștri și al nepoților noștri care ne vor blestema că ne-am complăcut într-o bătaie de joc pe care politicienii timp de 24 de ani noi am acceptat-o. Pentru că suntem victimele propriilor noastre decizii. Noi votăm. Noi am votat. Nu e de vină nimeni pentru ce suntem, ci noi, cetățenii. Aici este totuși o discuție destul de amplă în contextul în care prezențele la urne sunt, sau lipsele dar de ce? La urne, îi reține cineva să nu iasă? La vot este... Nu, nu îi reține nimeni, dar vedeți dumneavoastră că lipsa... Nu ne pasă, e mai da, grav. Asta este, lipsa de interes... Nu, trebuie să spunem adevărul oamenilor. Eu sunt un om care spun adevărul, chiar dacă pe unii supără. Sunt mulți oameni care mesajul meu sau prin, mă rog, ideea mea îi deranjam. Dar de ce? Dar de ce? Avem și obligații, nu numai drepturi în societatea asta și cred că prima obligație care ne-am câștigat, de fapt, e și drept, este să ne ducem și să punem o ștampilă pe un buletin de vot acolo. Așa au făcut și cei 95% dintre oamenii care v-au ales. Știm că sunteți un primar campion la nivel de țară. Da. Vis-a-vis de prezență și de atât cu prezența și este 90%, da. Din care 95% m-au votat. Dar să știți că sunt câștigate aceste voturi pe muncă, pe sacrificiu, pe care l-am făcut și îl fac din tot sufletul. Deci nu m-a obligat nimeni și nu mă obligă nimeni. Ba din contră, închipuiți-vă că acest rezultat mă obligă la mai mult. Tocmai de aceea sunt convins că o să fac mai mult, pentru că sunt și un ambițios de zodie. M-am zis, sunt berbec, sunt încăpățânat și... Cu siguranță dacă vă veți propune ceva, veți și ajunge la rezultat. Clar. Dar ca să faceți, este nevoie și de, și de partea atât de sprijin, da? Politic, dar în sensul frumos al cuvântului, al oamenilor pe care îi conduceți, dar și de latura financiară. Care este bugetul comunei și ce se face cu acest buget? Ca să ne întoarcem sau să venim spre adevărul pe care doriți dumneavoastră să-l spuneți.
N-ar trebui să vorbim în administrația publică despre politic. Nu, politic în sensul frumos, acela al forței omului, nu despre politicul românesc de după 89. Deci discutăm de, în sensul filozofic al cuvântului, sunt sigur. Politica comunitară, politica noastră a cetățenilor. Sigur, la nivel de microsocietate. Da. Din punct de vedere financiar, Comuna Peștera se află pe locul 58 din cele 72 de unități administrative ale județului Constanța, că a venit pe cap de locuitor, deci pe locul 58. Este o comună care s-a autofinanțat din 2008, a primit foarte puțin sprijin de la Consiliul Județean. Apoi, drumul meu plecat în altă direcție și acolo a fost o întreagă nemulțumire, să spun, o întreagă dezamăgire a mea de partidul respectiv și, cum am spus, la un moment dat am pornit pe drumul de a reprezenta cetățeanul în activitatea mea și n-am mai fost sprijinit de Consiliul Județean și de Guvernul României nici atât. Asta n-a făcut decât să fiu mai atent la cheltuirea fiecărui leuț, să prioritizez bănuțul așa cum o faci în familia ta, cu mare grijă, cu mare, cum să spun, cu mare atenție, pentru că într-o familie te gândești ce fac prima dată, am bănuții respectivi. Păi prima dată te uiți la copilaș, copilașul meu e îmbrăcat, e dus la școală, e sănătos. Deci astea sunt prioritățile care mi-au ghidat mie sau în sensul ăsta am ghidat cheltuielile. Și apoi am lăsat dezvoltarea care, știți, într-o familie nu îți schimbi termopanul sau îți iei mașină în fața casei și îți lași copilul neîmbrăcat sau nedus la școală sau tu ești bolnav, nu te duci la spital. Da, se prioritizează lucrul toate ăsta, da, lucru sau modul ăsta de administrare a dat ca societatea din Comuna Peștera, oamenii din Comuna Peștera, să crească ca și standard de educație, unde abandonul școlar de la clasa 0 până la clasa, de la grădiniță până la clasa 12-a, deci toată lumea merge la școală, pentru că au sprijin de la primărie. Și cum se concretizează acest sprijin? Păi se concretizează în felul următor. Până la clasa 8-a sunt condiții de unități de învățământ. Nu ați fost niciodată la Peștera, dar chiar vă invit să vedeți cu ochii dumneavoastră. Eu spun, și dar televiziunea dumneavoastră a fost de câteva ori și a luat cadre. Dar să intrați să vedeți cu ochii dumneavoastră, condițiile sunt decente. De fapt, sunt un pic moderne. Toți copiii merg la școală nefiind obligați la un fond al clasei sau ceva, deci cheltuiala este zero din partea părinților, pentru că totul susținem din bugetul local. După clasa 8-a, toți cei care vor să meargă la liceu oriunde, se susține financiar din bugetul local transportul tuturor elevilor. Avem în jur de 200 de elevi care merg de fiecare dată la liceu. De anul acesta, pentru că ușor, ușor, de 4-5 ani de zile de când am început să susținem la liceu, avem deja primii 3 studenți pe care îi vom susține. Deci educația va fi susținută până la cel mai înalt nivel. O societate sănătoasă, o societate bogată nu poate să fie decât cu niște copii educați. Și v-am spus, deja acele primii trei copii care merg la facultate, deja mi-au dat așa ca 3 flori rezultatul muncii mele, știți? Am plantat acum ceva timp și acum încep să înflorească roadele muncii mele. Și am o satisfacție deosebită. Mai ales că sunt un om răbdător, în viața mea toate proiectele le-am gândit și m-am implicat în proiecte pe termen minim, mediu și lung. Deci pe termen scurt nu gândesc, nu știu, am o problemă, dar pe termen mediu și lung. Am fost pădurar, am plantat pădure acum 27 de ani, care acum sunt dita mai frumusețile. Am răbdarea și am avut răbdarea să investesc în educație și acum după 5 ani de zile se văd roadele care îmi răsplătesc toată această muncă. Îi așteptați pe cei care vor termina studii superioare să se întoarcă înapoi în comunitate și să contribuie cu experiența dumnealor la creștere, să vă sprijine, să fie iarăși un sol tare? Ar fi ideal, însă nu e o condiție
Eu gândesc, decât să stea, să îngroașe rândurile ciobanilor sau oamenilor care se duc cu ziua, mai bine se duce inginer în Constanța sau la București sau nu știu unde. Eu cred că e mult mai corect pentru... Da, sigur, raportat la individ, dar cu toții trebuie să ne plătim moralmente, spun eu, îmi asum această afirmație și factura către comunitatea care ne-a sigur ținut o vor și face, ne-a susținut. Sigur, sigur, o vor face atâta timp cât ei sunt de interes sau e nevoie de ei în comunitatea respectivă. Dar, cum am spus, decât să le îngrădesc această șansă, această posibilitate pe care o au, și asta din singurul motiv, simplu motiv că părinții nu au posibilitatea financiară. Trăiesc totuși în mediul rural, condițiile sunt complicate, veniturile sunt extrem de reduse și să susții un elev la liceu e foarte greu, unii părinți au câte doi copii, închipuiți-vă că e un efort pe care foarte puțini părinți și-l permit. Ca să-și aduc un argument sau o comparație, în comuna Peștera abandonul școlar este zero, dar în județul Constanța, în mediul rural, este de 70%. Dacă aș fi făcut, am face puțin socoteală, la 200 de copii, 70%, 140 de copii n-ar fi avut niciun viitor. Ar fi fost compromis pentru întreaga societate. Și cred că așa ar trebui în societatea românească să se facă. Degeaba le facem școli frumoase, moderne, dacă omului nu-i susții financiar posibilitatea de a intra în acea școală copilului. Merge părintele pe stradă, strada frumos asfaltată, o școală ultramodernă, dar el nu-și permite financiar să ducă copilul la acea școală. E corect în așa fel prioritizată investiția? Pentru ce acea școală modernă dacă eu nu pot să duc copilul la școală? Îi sprijiniți și pe dascări să vină? Aveți dascări care vin din alte... Sigur, din și alte le decontăm abonamentele, avem profesori foarte buni, ușor, ușor calitatea lor a crescut, pretențiile mele în primul rând au crescut, rezultatele au început să apară, sunt un om răbdător, dar și rezultatele au început să apară. E un domeniu despre care vorbesc cu mândrie și cu satisfacție, pentru că este prioritatea mea zero pentru comuna Peștera și cred că așa ar trebui gândit în toată țara. Educația. Dacă nu avem educație, să știți că nu avem nimic. Da, de aici pornește totul, este clar. Da, dar nu făcând școlile frumoase, ultramoderne, cheltuim banii doar în acea investiție, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu au sesizat oamenii simpli lucrul ăsta. Într-o lucrare de modernizare a unei școli, da, se cheltuiesc niște bani, construiesc niște firme, da? Acele firme sunt de foarte multe ori cu dedicații. În modul acesta, banii se duc acolo la cel care comandă acea lucrare. El și-a încheiat lucrarea, a făcut școala modernă, spune, uite băi cetățean, ți-am făcut școală. Da, dar eu nu am bani să îmbrac copilul să-l duc la școală, dar eu nu am bani să îi cumpăr rechizitele sau ce este nevoie pentru școală. Cu ce m-ai ajutat tu pe mine? Tu de fapt ți-ai umplut buzunarul cu bani, iar eu, copilul meu, este blestemat să rămână cioban la oi sau tractorist sau muncitor cu ziua, cu sapa. La ce bun? Mai încălzește școala? Asta spun, la ce, comunitatea. Superbă. Cu nimic. Dar același lucru, scuzați-mă, se întâmplă și în sănătate. Pentru că și în sănătate tot la fel. S-au făcut spitale moderne. S-au făcut tot felul de investiții de zeci de milioane de euro. Vezi, Spitalul Constanța s-au băgat zeci de milioane de euro. Nu susții actul de sănătate în sine. Omul nu are bani de tratament. Te duci în spital, domnule, sunt bolnav, da, domnule, dar trebuie să-ți cumperi, n-am de unde. Să trăiești, uită-te la spitalul ăsta frumos și mori. Nu-i corect. Ar trebui susținut actul în sine, actul educațional și actul de sănătate prin sprijinul efectiv, adică omul să aibă acces la serviciile respective și nu are, din nefericire. Și uite că au reușit politicienii să ne prostească pe toți că ei au făcut ceva bun pentru noi. Nu! Au făcut ceva bun pentru ei. Acelea sunt doar niște poze. Administrația nu se face la nivel de individ, la nivel de persoană, o face la nivel de exact. Fotografii, de tăiat panglica, de... Dacă analizăm foarte atent lucrurile, să vedeți că am fost păcăliți cu aceste investiții de miliarde de euro, nu se regăsesc în individ. Individul este baza și valoarea unei comunități, nu școala respectivă, spitalul respectiv. Dacă individul este educat și sănătos,
cred că mai putem sta și fără termopane la geam și fără mașină în fața casei, nu? Da, avem și forță de muncă sigur mai eficientă, da. Nu? Reducem și în modul acesta și nivelul de stres, nu? Omul se simte bine, are oportunitățile, are și sigur, cadrul. Și altă viziune, nu? Da, politicienilor nu le trebuie o astfel de comunitate, pentru că e greu să-i mai prostești. Un om educat și un om care are venituri sigure și personale nu mai pune bot așa la vrăjeala, la mangla politicienilor. Da, așa este, sigur. Nu? Devine un om cu pretenții, cum spuneați și dumneavoastră. E? Un om cu pretenții. Politicienii nu vor asemenea electorat. Observ că din bugetul micuț, așa cum spuneați dumneavoastră... Și că nu m-ați întrebat și nu v-am spus. Bugetul comunei pentru investiții este de 100.000 de euro pe an. Pentru investiții. Și totuși îl prioritizăm, îl facem în așa fel încât reușim să avem rezultatele acestea. Da, susțineți individul, creați indivizi, practic, în comunitatea dumneavoastră, dar totuși ce alte tipuri de necesități ale comunității mai răspunde acest buget în afară de investiții? Păi, am spus, în primul rând, educația. După aceea, probleme de sănătate pe care am spus doar ca și idee, dar probleme de financiare, de operații se susțin financiar din bugetul local. Parte din tratamentele pe care este nevoie să le suporte un locuitor al comunei. Există anumite bareme, anumite condiții? Nu. Dacă un om e bolnav și vine să-l mai întrebe, atunci stai că ai, stai că n-ai, îl ajuți, nu? Dacă un om... Bine, pentru copii toată lumea e la fel pentru mine, nu că ăla e bogat, ăla e sărac. Toți copiii sunt egali pentru mine, iubesc pe toți la fel și eu sunt iubit la fel de toți copiii din comună. Și sunt sigur, știu că ați organizat un eveniment frumos pe data de 1 iunie, adică ați prețuit și ați recompensat dragostea pe care vă dau copiii. Da. Aș dori să discutăm un pic despre acest eveniment. Practic, cum s-a concretizat? Sigur, e arhiștiut, dar totuși da. Merită amintit. Da, reiau ideea. A izvorit din frustrarea mea faptul că în copilărie, având o situație extrem de precară a familiei mele, eu nu am tată de la 4 ani, am rămas cu mama cu 5 copii, undeva în zootehnia cea pe peștera am trăit până la 16 ani, deci nu am avut șansa să am o bicicletă, deși am tânjit toată viața mea. Vă dați seama, când vedeam o bicicletă doar să mă uit la ea, eram fericit. Și mi-a dat Dumnezeu șansa ca după atâția ani să ofer această bucurie la 500 de copii. Credeți-mă, îi mulțumesc lui Dumnezeu că atunci nu mi-a dat șansa să am o bicicletă, pentru că probabil nu venea ideea asta, să fac 500 de copii fericiți. Iar eu am fost de 500 de ori mai fericit decât dacă aș fi avut prima dată bicicletă. Adică e o stare de spirit care nu știu cât o înțeleg, dar eu o spun așa că am trăit-o și e extraordinar de nu știu, e înălțătoare chiar. Da, a fost un gest foarte frumos și sunt sigur că a fost... Și copiii nu votează. Că mulți au spus, domnule, că a făcut electoral. Copiii nu votează. Copiii sunt copii de clasa 1, clasa 2, grădiniță, că toți au de la grădiniță până la 8. Dar nu sunt capital electoral. Gurile rele, da. Bine, aici vă dați seama că se poate interpreta în 1000 de moduri. Păi nu copiii, dar părinții. Nu, dar aici dar am este luat-o, cu totul altă... Dar am luat-o frumos. Condiții de educație, susținerea actului educațional, abandonul școlar zero și apoi am mers pe linia asta a sănătății copilului. L-am scos din fața calculatorului și punem să meargă pe bicicletă. Înțelegeți? Deci am lovit doi iepuri sau cum am îmbinat utilul plăcut, să spun așa, și cred că am făcut un lucru bun. Dacă l-ar face toți în țara asta, cred că ar fi, uite, milioane de copii fericiți. Și cred că ar scădea și conturile pe rețelele de socializare, acum așa ca o paranteză ușor hazlie. Să ne întoarcem totuși la buget, că rămăsesem acolo înainte de această paranteză cu 1 iunie. Deci discutam despre școală, actul educațional, sănătate și restul nevoilor. Păi și restul nevoilor. Sunt probleme sociale de
toate felurile, sunt diversificate, sunt unele care apar noi, sunt, oamenii sunt diferiți, problemele sunt diferite. Câți oameni, atâtea probleme sunt și atâtea feluri de probleme. Pentru fiecare în parte, noi ne implicăm și sprijinim, mă rog, și tinerii la 18 ani sunt premiați, să spun așa, în primul rând o discuție cu ei, au 18 ani, sunteți majori, o discuție pe care am cu ei, deja aveți responsabilitatea să vă implicați în comunitate, să veniți cu idei, dacă orice lucru de genul acesta, și le oferim și o mică atenție acolo de 300 de lei. La nuntă, tinerii primesc aparate de uz casnic până la 15 milioane, la 1500 de lei, plus locațiile de nuntă cu mese, scaune, veselă, gratuit, apoi mai departe. Astea sunt, mă rog, lucruri care le facem noi acolo în familia noastră. Da, dar sunt în sprijinul... Sunt. Adică nu vreau să par o laudă, pur și simplu cam așa prioritizez eu banii, că unii spun, dar de unde e atâția bani? Păi ăștia-s banii și așa se cheltuiesc. Acum... și să mai specific ceva, până în 2008, bugetul meu era dublu decât acum. Sau mai exact, eu acum am doar 47% din bugetul care era până în 2008. Și cei care cunosc Comuna Peștera pot face o comparație. Cum era Comuna Peștera în 2008? Nu mai spun de abandon școlar, de toate. Ia ca și curățenie așa în comună, ca și aspect care primul gând atunci când ajungeai în comună îți venea, fugi de aici că ești în lumea a treia. Și acum vin destui oameni să viziteze comuna și pentru asta eu, cum să spun, înseamnă că am făcut un lucru bun. Da, știm că ați reușit la un eveniment al comunei să strângeți un număr însemnat de persoane. 30.000 din tot județul. Da, asta este ziua. Latura culturală, pentru că mergem pe educație, da, apropo de vizită, social, spuneam, da. Cultural, organizăm o singură zi pe an, că 364 de zile muncim, o singură zi, dar o organizăm bine și frumos. Nu este, este și spectacolul în sine un act de cultură, pentru că încercăm să aducem muzică populară din toate zonele țării, Oltenia, Ardeal, Moldova, interetnic, turci, greci, macedoni, tot ce avem în zona noastră. Nu se atrag oamenii cu mici și bere și alte pomene. Chiar vreau să vă întreb, deci dispare din peisaj? Nu, asta este umilitor pentru om și eu nu pot să umilesc un om. El nu-și dă seama că de fapt prin asta se umilește. Și cu toate astea, felul ăsta așa mai ciudat față de celelalte acțiuni care se fac pe mici și bere și așa, uitați că am reușit în 6 ani de zile să ajungem la un număr de 30.000 de oameni participanți care vin de plăcere și care stau câte 11 ore să vadă într-adevăr un show, spectacol care e foarte complicat de văzut în țară. Și noi din an în an am devenit mai atenți la organizare, pretențiile și la noi în acest sens au crescut și calitatea spectacolului este de un nivel extrem de ridicat și văd că e apreciat în fiecare an. Faptul că din an în an crește prezența acestor oameni confirmă că e un eveniment foarte bine organizat, este chiar, se pare, din 6 județe cât înseamnă regiunea aceasta, este evenimentul cel mai bine organizat și cel mai apreciat de cei participanți. Care ar fi motivul? Aveți proiecții, lasere? E show în toată regula show sau în toată este regula, neapărat, da. Este, ne întoarcem, avem și show, avem și cultură, le avem pe toate împletite frumos? Păi vedeți, de mult, dacă eu ar trebui să le fi dat mici bere la oameni și asta, aș fi cheltuit banii pe aia. Și ar fi avut burta plină, puneam 2 lăutari cu acordeonul pe scenă și asta este, pleca cu burta plină. Nu învăța nimic sau cel puțin nu i se deschidea mintea la altceva, păcât un spectacol, cel care merge la spectacol. Spectacolul e cultură. Când îl faci și bine, nu cu manele, cu de-astea, în sfârșit, ținem și la eticheta asta așa de spectacol. Și uitați că s-au selectat și din an în an participă cu zecile de mii de oameni.
Este un eveniment cultural care vă face cinste. Adevărat. Spuneați dumneavoastră că loviți toate laturile care pot defini în suflet. În suflet, evident, da. Nu. Le loviți iarăși, cer scuze pentru termenul dur, dacă a fost dur și tare, dar este un mod de a sublinia faptul că, într-adevăr, sunteți atent la toate corzile sau coardele sensibile ale individului, ale personalității individului. Dar v-aș întreba, sport avem? Și sport. La peștera. Știu că avem o sport, echipă. Am înființat o echipă de fotbal în 2008, că nu exista până în 88, deci 20 de ani nu a fost echipă în comună. Performanțele sunt așa ca și pretențiile, doar locul întâi, nu suportăm locul 2. Am avut chiar și o încercare de a promova în divizia C, am avut o echipă în divizia D, am avut chiar stadionul de la Cimentu 2 ani de zile în administrare, la fel în divizia D, tot pe locul întâi. Asta pot să spun peste Cernavodă, Mergidia, Ovidiu, Mangalia, deci aveam echipa pe locul întâi și de două ori cu șansa de a promova în divizia C. Lucru care nu s-a întâmplat și eu sunt un om care accept odată, accept de două ori și s-a terminat. Adică îi dau o șansă odată de două ori și am văzut că e un domeniu care e extrem de scârbos, să spun așa, și eu nu sunt pentru sau nu sunt eu de acolo să fac altcineva. Așa ținem echipa de județeană, unde este întotdeauna cap de listă la rezultate. A, deci nu vă gândiți să... Nu, pentru o comună, nu pentru o comună, cred că e de ajuns. Asta să facă municipiile mari, nici nu mi-am dat seama oarecum că a fost așa, doar un moment să arăt unora că se poate. Atât. Prin gestul acela, asta am vrut să le arăt unora, că din puțin pot să fac lucruri ce nu pot face alții din 100 de ori mai mult decât am eu. Da, și rezultatele vorbesc. Da, întotdeauna rezultatele vorbesc. Deci e greu să zici, e ușor să zici, este în schimb foarte greu și să mai și faci sau să pui în aplicare măcar. Nu, este greu în sensul că trebuie mobilizare, știți? Da, și foarte puțin, în special în spectrul acesta al politicului, al lucrului cu autoritatea sau al deținerii autorității, treaba cu mobilizarea... Că... Scârție gravă în România în zilelor noastre. Da, trebuie să o spunem că, de fapt, după ce ajung pe funcții aleși în general, se uită spre buzunarele lor și mai puțin spre nevoile cetățenilor. Și de asta se întâmplă ce se întâmplă. Acum, eu trebuie să fiu... Sunt de 6 ani de zile primar. M-am intervenit sau m-am implicat în această... Mă rog... în acest proiect, să spun așa, de schimbarea comunei, văzând că se degrada zi de zi, că lucru ce remarc acum în alte comunități, unde sunt primari de 20 ceva de ani, unde dacă mai stau încă 200 de ani, la fel vor fi comunitățile alea. Și ei totuși nu fac nicio schimbare. Și eu văd acum, dacă nu eram în acest domeniu și nu gestionam un buget, nu puteam să-mi dau cu părerea, dar când sunt comunități unde au poate de 3-4 ori mai mult buget decât mine, poate au sprijin mai mult decât mine și așa și este, și când văd că ce se întâmplă în alte comunități, e uită și își văd propriile interese, din nefericire. Dar foarte grav că oamenii așa ar trebui să facă cum am făcut eu. Bă, ți-am dat o șansă? Ți-am dat două? Pa, la a treia. Da, aici trebuie să decidă comunitatea. Așa și este. Cred că exemplul comunității dumneavoastră, unde se poate mult cu puțin, referindu-ne la, exact, la perspective sau la posibilitățile financiare, pentru că până la urma urmei oricine lucrează pe bani, nu cred că, sau cel puțin mi-ar plăcea ca oamenii să nu mai lucreze pe promisiuni. Da, deci lucrăm pe bani. Sau să voteze pe promisiuni, să voteze pe fapte. Să știți că, da, și votul ar fi... Pentru că votul acum este considerat tot o muncă. Atâta timp cât au existat o groază de scandaluri în campaniile precedente, că au fost aduși oamenii la vot cu plata. Deci e o zi de muncă, nu? Omul a simțit nevoia și, da, mă deplasez la urnă, banul jos, ceea ce nu este neapărat un comportament frumos din partea aleșilor. Dar cum este posibil? Și eu vă întreb la fel ca și mulți oameni care probabil v-au întrebat, cum este posibil acest mult cu puțin?
În condițiile în care nu spuneați dumneavoastră că ajutorul din, sau sprijinul din partea Consiliului este minim, este zero. Da. De ce este zero? Păi, că sunteți o comunitate din județ, nu ar trebui... Păi, uitați, nu știu cât rău am să vă fac, să zic așa, spunând, de fapt, din ce cauză relația între Consiliul Județean și Primăria Peștera este mai mult decât tensionată. Este așa pe viață și pe moarte, să spun. Deși, din punct de vedere al rezultatelor politice, Comuna Peștera a dat PSD-ului, să spun, cele mai mari rezultate din țară în 6 ani de zile. Cele mai mari din țară, nu din județ. Am contribuit să fie pe funcții la Consiliul Județene, la Parlament, în Guvern, acești domni care conduc acum țara. Dar ei nu se uită niciodată, ia să văd ce organizație, ce comunitate ne-a votat mai mult sau ceva. Deși, hai să zicem că nu ăsta ar fi criteriu. Dar din nefericire am trecut prin niște dezastre, niște inundații anul trecut, 2013, unde toată munca noastră de 3 ani de zile ne-a cam dat înapoi. Adică chiar consider că era dreptul nostru, ca parte din bugetul Consiliului Județean, mici bănuți acolo sau de la guvern, să ne acopere măcar acele pagube. Înțelegeți? Și nu s-a întâmplat acest lucru. Aici, de exemplu... Au existat și anumite motivații la momentul la care faceți dumneavoastră... Păi eu nu știu ce motivații, eu am adică făcut toate documentații. Adică ați primit un răspuns în acest sens? Nu am primit niciun răspuns. Mai mult astăzi, printr-o hotărâre de guvern, s-au alocat sume de bani pentru comunele afectate de dezastre în județul Constanța. Comuna... Adam Clisi, Comuna Amzacea, Seimeni, 23 august. Peștera nu, e pe listă. N-ați avut dezastre acolo? Păi noi am avut, înțelegeți? Avem toate documentele depuse. Nu înțeleg ce e în neregulă. Oare eu că spun oamenilor adevărul, nu mai stați în genunchi, ridicați-vă, nu mai cerșiți, pretindeți, îi doare pe politicieni? Da, în sfârșit. Și spuneam de unde pornește această, în primul rând, de la verticalitatea mea corectă, de a reprezenta oamenii vertical, așa cum trebuie să fie un conducător al unei comunități, și faptul că nu le-am vândut viitorul, să spun. Spre exemplu, Comuna Peștera e singura care nu a dat la ordinul partidului apa în administrare Raja. Știți foarte bine că peste tot apa e 10 lei metru cub, la Peștera e 1 leu metru cub. 1-0 pentru cetățenii Comunei Peștera. Mai departe, gunoiul trebuia să ajungă într-o altă firmă, tot de altfel. La Peștera taxa este 0, în orice altă parte costă. Mai departe, în 2009 am primit pe faxul primăriei un document de la președintele Consiliului Județean, prin care ni se impunea să renunțăm la orice contract de colaborare cu un anume ziar. Trebuie să-l și spun, aici ziarul Ziua, Ziua de Constanță. Era singurul ziar care mai atrăgea atenția asupra drapajelor administrației județene, Mazăre Constantinescu. Toate primăriile din județ au primit acest document. Eu când am citit acel document trimis pe faxul primăriei, înregistrat, și am zis, domnule, ce e asta? Ordin de la partid să facă, cine nu se supune, cine... O să vă prezint acest document, o să rămâneți uimit. Să-l și prezentați, da. Constituindu-se ca probă pentru ceea ce spuneți dumneavoastră. Păi nu, la vremea regulile. Respectivă l-am dat la ziar. A, este dat, îl deci, păstrez așa. Dacă tot îl aveți păstrat dumneavoastră, totuși da, să nu... Ca să spun, și eu am fost singurul curajos care am luat acel document și m-am dus la ziarul respectiv. Ia uitați ce am primit să fac. Eu nu o să fac niciodată lucrul ăsta, dar o să vă și spun în ce pericol ne aflăm. Eu având în 89-23 de ani și am trăit oarecum teroarea aia care era, și am zis, eu nu vreau să trăiesc într-un astfel de județ. Înțelegeți? Iar un lucru care lor li s-a părut greșit, mie mi s-a părut civilizat și democratic. Nu? Are voie să mă critique, cum spuneam. Deja pe mine, oamenii care, mulți dintre ei, nu știu dacă este un om în Comuna Peștera să nu-l fie ajutat măcar o dată. Și toate astea mă critică. E un lucru bun, că nu mă lasă să mă ia somnul în intersecții. Înțelegeți? Da, și aceste două lucruri, trei, care le-am enumerat, m-au făcut să fiu
atipic pentru politicieni și ei cred că prin măsurile astea, că nu mi-alocă mie bani, deși am început proiectul acesta de atragere de investiții private. Am reușit printr-o luptă grea cu modificarea legii 50 cu urbanismul, ne-am înființat serviciul de urbanism, am contactat investitori, le-am creat condiții, au venit și au făcut proiecte și au făcut documente și au luat avize. Am construit doar 30 de turbine și mai avem un proiect 270 de turbine. Dacă am fi reușit să construim toate cele 270 de turbine, Comuna Peștera avea un buget propriu de 3 milioane de euro pe an. E, atunci ar fi pus chiar o problemă. Uite că se poate trăi și demn, uite că se poate trăi și autofinanțat, că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu toate bogățiile, mai ales județul ăsta. O repet mereu ca să înțelegem. Avem port, avem turism, avem construcții navale, avem petrochimie, avem atom, avem Dunăre, avem canalul Dunărea Marea Neagră, avem eoliene, avem agricultură, avem fabrici de ciment, avem cariere de piatră, avem de toate. De ce suntem săraci? De ce sărăcia din Constanța aproape că a depășit Vasluiul? Pentru că doar le avem. E un răspuns. Pentru că așa sunt administrate. Sigur, păi. Doar le avem, dar ce se întâmplă cu aceste, un aspect foarte interesant, ce se întâmplă cu aceste 270 de turbine? Sunt avizate, știu că documentațiile, autorizate informații. În perioada de valabilitate a autorizațiilor încă de construire, drept pentru care acum două zile am trimis o scrisoare deschisă primului ministru, domnul Victor Viorel Ponta, prin care am atras atenția. Și nu i-am dat o tematică, dacă mi-a permis, pot să dezvolt un pic acest subiect. Da, sigur. Da? Doar că va veni pauza de publicitate și va trebui să continuăm totuși după. Nu, vom reveni ulterior, nu e. Da. Vom avem destul timp la dispoziție, dar va trebui să ne oprim la pauză. Am mers doar să aduc aminte, da? Doar să aduc aminte programul Uniunii Social-Liberale, programul USL, da, din 2012, cu care am votat toți. Și eu am votat în speranța în care, undeva în programul de guvernare, da, la capitolul Agricultură și Energie, vedeți? Ia uitați cât de frumos arată această pagină. Unde ne regăseam și noi? Pot să dau citire câtorva dintre ele. Este pe site-ul USL-ului, a PSD-ului, programul de guvernare din 2012. Poate oricine să aibă acces. Alimentăm zonele rurale izolate cu generatoare eoliene sau microhidrocentrale. Promovăm standarde pentru producătorii de echipamente energetice și măsuri pentru creșterea eficienței energetice. Implementăm scheme de susținere pentru producerea energiei verzi prin accelerarea tragerii de fonduri europene, axa creșterea competitivității economice. Lucru care s-a uitat a doua zi, în luna mai 2012, când guvernul a luat o măsură criminală pentru aceste investiții, blocând toate aceste investiții. Șansa noastră de a trăi demn, șansa noastră de a ne câștiga veniturile din potențialul pe care Dumnezeu ne l-a dat în Dobrogea asta și cu atât mai mult în județul Constanța. Și mi-am făcut datoria să atrag atenția primului ministru că e una am votat și alta am primit. Este exact ce ne-a promis și exact ce am așteptat. Au trecut 2 ani jumate de guvernare. Și de 2 ani jumate se expiră autorizațiile de construire, se expiră ordinele de începere a lucrărilor. Investitorii nu mai sunt dispuși să mai aștepte, că ei vin să investească, ei nu vin să cerșească. Ei au făcut lobby pe linia lor, dar datoria noastră este să încercăm să arătăm acestor investitori că investesc în comunități sigure care le protejează aceste investiții, care nu sunt pe un an, doi, sunt pe zeci de ani. Și asta înseamnă că noi, dacă vom construi aceste investiții, vom avea o altă viață pentru copiii noștri. Eu de mult nu mai fac nimic pentru mine, fac pentru copilul meu. Bun. Care este răspunsul? Știu, avem avize în termen, există toate documentațiile depuse, proiect blocat. Înainte să intrăm în pauză de publicitate, foarte pe scurt, într-un minut jumate, așa, dacă puteți să restrângeți, cam care este răspunsul investitorilor, dar așa sincer, cum ne-ați obișnuit și până în prezent, care este răspunsul lor în raport de administrativ, de ceea ce reprezentați dumneavoastră și de acolo pe scară ierarhică până la nivel de guvern. Presupun că aveți o relație directă cu investitorii. Avem o relație, da, și
mi-am căpătat oarecum o carte de vizită în fața acestor investitori, dovadă stau aproximativ sau investiții de aproximativ 1 miliard de euro numai în peștera. Au văzut că e un climat administrativ serios, un climat administrativ care garantează siguranța investiției, pentru că eu le-am spus politicienilor, eu nu vă dau nimic din comuna asta, sau nu vă dau un singur lucru, votul. În rest nu vă dau nimic. Totul este a cetățeanului și a comunității locale. Voi trebuie să ne dați nouă, că de-aia vă punem în funcții. Așa este. Că noi suntem mai prostuți la țară, voi sunteți mai deștepți la București. Veniți și aduceți-ne. Nu. Ei fac tocmai invers. Da, dar, bun, despre, nu mi-ați răspuns la întrebare, reacția investitorilor, dar despre investitori și despre această scrisoare deschisă pe care știu că ați adresat-o domnului Ponta. Da, o dezbatem un pic după pauza publicitară, să vedeți cât de interesantă e. Și aș dori să o abordăm un pic și punctual, dacă se poate, exact. Pentru că este un, trebuie un să eveniment înțeleagă vocal oamenii, și care a avut și răspunsuri. E chiar o de la soluție concretă, nu mai e vorba de mult. Lucrez de 2 ani de zile la această documentare care o pot arăta și prin dovezi, prin fapte, pentru că avem faptele concrete. Avem deja implementat parte din el și arătăm cât câștigăm din atât, cât câștigăm din mai mult. Da, rămâne să discutăm după pauză. Doamnelor, domnilor, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape, pentru că vom aborda un subiect care a stârnit reacții chiar la nivel național și toate agențiile au dat mai departe această scrisoare deschisă, probabil ajungând chiar și la urechile premierului. Revenim! Doamnelor, domnilor, am revenit în direct și în audiență la dumneavoastră. Eu, Ion Ștefu, și alături de noi toți domnul Valentin Vrabie, primarul Comunei Peștera. Domnule primar, discutam înainte de pauză, sau abordasem înainte de scurta noastră pauză de publicitate, subiectul scrisorii deschise adresată domnului premier Victor Viorel Ponta. Bun, să ne întoarcem la subiect. Parcul eolian și această scrisoare deschisă. Da, de fapt, demersul meu face cumva să atingă nevoile întregului județ, că de fapt eu am atins în explicațiile mele doar parcul cel construit de 30 de turbine și cele 270 blocate. Însă, în tot județul sunt proiecte aprobate, avizate, autorizate de cam 2000 de turbine. E o investiție de aproape 10 miliarde de euro care stă cumva la granița acestei țări și în pixul domnului prim-ministru să abroge acea ordonanță prin care a blocat aceste investiții și din următoarea secundă județul Constanța ar începe o dezvoltare aproape vertical și bunăstarea întregului județ ar fi alta atâta timp cât parcuri sunt în toate unitățile administrative din județ. E vorba și de Delen și de Ciocârlia și de Medgidia și de Mircea Vodă și de Hârșova și de Ciobanu și de... Deci cunosc, pentru că am fost singurul care am fost mai vocal și am atras atenția atunci când erau blocate de Consiliul Județean aceste proiecte și investitorii din cam tot județul au venit și mi-au adus toate informațiile ca să pot să transmit mai departe cam ce pierdem noi ca și constanțeni dacă aceste investiții nu se deblochează. Eu în explicația... Ca să atingem toate subiectele, să o luăm totuși da. Punctual, punct cu punct. Da. Ca să vedem în primul rând ce câștigă sau ce au câștigat românii din momentul în care aceste investiții eoliene au intrat pe piață.
Ele au intrat să se construiască undeva din 2009. Da? 2011-2012 au început să funcționeze marea parte dintre ele. Și avem doar la preț o socoteală, pentru că, vedeți, au început să zică, domne, o să fie certificatul verde, o să crească prețul, o să facă, o să dreagă. Este o minciună, pentru că ei, ca să justifice gesturile pe care le fac, trebuie să găsească o soluție. E mincinoasă această explicație. Dau doar un exemplu. Dacă într-o piață agroalimentară există doar un vânzător de cartofi, cât va fi prețul? Cât decide ăla. În momentul în care au intrat pe piață și alți producători de energie, ce credeți că s-a întâmplat cu prețul energiei? A scăzut. Cu tot cu acea taxă verde, pot să indic un site după care pot oamenii să se informeze, eu doar îi informez și am datele exacte aici, de pe www.opcom.ro, și vedeți acolo cum din 2012, de când am intrat pe piață acești producători de energie eoliană, prețul era la data respectivă de 232,35 RON pe megawatt. În data de 12 martie 2013, când au crescut ponderea lor în producerea de energie, era de 183,96 RON pe megawatt, iar în data de 11 martie 2014 era de 116,6 RON pe megawatt. Închipuiți-vă că este sub jumătate din cât preț era la data în care a intrat concurența. Pentru că ea se duce pe piață liberă și cu cât e mai mult, cu atât e mai ieftin. Deci noi câștigăm. Așa că minciuna aceea că în factură ești certificatul verde și cetățeanul nu pasă, nu mai ține. Și ca să aduc ca și argument, dacă în acest moment producerea eolienelor sau industria asta eolienelor s-ar opri, prețul de cost pe care l-ar plăti cetățeanul, și ca să zic per total, la ora aceasta este cel mai mic preț de energie din Europa. Ei mint că este cel mai mare preț din Europa, v-am spus, urmăriți acest site și sunt date ale specialiștilor, după care m-am informat și eu. Dacă s-ar opri eolienele la ora aceasta, noi va trebui să importăm energie electrică la prețul Uniunii Europene. Nu mai plătim certificate verzi în factură, dar plătim prețul dublu sau triplu. Înțelegeți? Deci nu ține acea minciună și sunt lucruri concrete și pragmatice. Pentru cele 30 de turbine care sunt construite în Comuna Peștera, prin TVA, din cifra de afacere, TVA, impozit pe profit și alte venituri care le câștigă statul, câștigă cam 100.000 de euro pe megawatt, fără să facă nimic statul. 100.000, deci 3.100.000 de euro pe an, Guvernul României încasează din cele 30 de turbine. La 2000 de turbine sunt 200 de milioane de euro pe an. Venituri la bugetul de stat. Nu mai vorbim că în fiecare unitate administrativă ar fi, de exemplu, la Peștera 3 milioane de euro, care la rândul meu îi voi băga în economie, că trebuie să fac canalizare, asfalt, trotuare și așa mai departe. S-ar crea locuri de muncă. În primul rând, o necesitate ardentă. Așa ar trebui să gândim. Chiar dacă eu, ca și primărie, eu aș renunța la impozitele pe care trebuie să le plătească la primărie, să renunțe și guvernul la veniturile care ar trebui să le încaseze la stat și să lasă măcar să creăm locurile de muncă. Însă guvernului nici cu venituri la bugetul de stat și crea de locuri de muncă nu-i convine. Astea știu că sunt niște deziderate ale programului și este foarte bine știut, nu doar că o știu eu sau dumneavoastră, o știm cu toții, dezideratele actualei puteri, crearea de locuri de muncă, relansarea economică și așa mai departe. Ori acestea ar fi niște măsuri de relansare economică până la urmă, 200 de milioane de euro sau 3 milioane de euro la comunitate. 3 milioane de euro numai de la Peștera, ar veni la bugetul local. Aș crea 400-500 de locuri de muncă în comună. Da? Ar veni 30 de milioane de euro la bugetul național, numai din investițiile de la Peștera, dacă s-ar realiza toate. Da? Am mers mai departe cu ideea, pentru că politicienii vorbesc, ne mint, eu am venit cu soluție, v-am spus, am studiat-o, am analizat-o foarte atent. Putem și există soluții tehnice, există soluții de implementare, putem construi aceste turbine eoliene în România. Putem construi în județul Constanța, unde este ponderea de 90%.
putem construi în mijlocul județului Constanța, adică în Medgidia. Medgidia are o zonă foarte bine definită și delimitată cu un parc industrial. Unde se poate construi această fabrică? Avem fabrici de oțel, avem fabrici de aluminiu, avem tot ce ne trebuie pentru construirea acestor turbine. Și plus s-ar crea locuri de muncă nivel național. La nivel național, dar ponderea investițiilor e în Constanța, 90%. Da? S-ar construi în România la un preț mult mai mic, pentru că nu mai trebuie să le iau din străinătate cu vapoare, cu porturi, cu tot, le-am construit aici. Medgidia este și la un nod de rutier și de cale ferată și de Dunăre și de mare și de autostradă, da? Ar fi ușor de transportat oriunde și închipuiți-vă câte mii de locuri de muncă s-ar crea prin înființarea acestui parc aici. Bineînțeles, care produce ceva, care bineînțeles varsă și la buget, invariabil, deci va crea da, da, produce bani. Eolienele acestea care le vom construi în tot județul, adică avem și obiectul muncii, să spun, nu mai producem ceva și nu avem cui să vindem. Da, se vinde și va fi aici în jurul județului Constanța. Plus, acea fabrică va trebui să funcționeze pe toată existența parcurilor eoliene, 30 de ani, 50 de ani, cât durează ele, producând elemente, componente și consumabile care sunt necesare piese de schimb. Deci ar fi un circuit, este un circuit perfect și avem, slavă Domnului, această resursă, vântul, inepuizabilă. De ce ne batem joc de ea? De ce nu transformăm în bani? Primar, dar sunt... există soluții, bine, la nivel de producție... Nu, știu și ei că există soluții, că să știți că în programul de guvernare ce au scris aici este făcut de specialiștii lor, că au specialiști foarte buni. Dar nu este interes, înțelegeți? Pentru că atunci în piața asta privată nu mai pot intra băieții deștepți, înțelegeți? Între producător și vânzător, pentru că piața asta se varsă direct în rețeaua națională, unde breșe nu există. Trebuie să existe nucleară electrică sau hidroelectrică, care unde pun ei director politic și sună ministru, vezi că-ți trimit un băiat deștept și ia tu curentul cu atât și du-l pe atât. Dar ăștia intrând pe piață au redus prețul. Nu mai au de unde să mai fure. Da, automat, concurența duce la... Nu e logic, e simplu. Ai, am dat exemplu clar. Bazică aici. Sigur, dar nu trebuie să fii specialist. Și am dat exemplu clar, oricărui om. Te duci în piață, e un singur om care vândă un produs. Va fi scump. Dacă sunt 10 oameni cu același produs, va fi ieftin. Da, e o concurență corect. A prețului acolo, o concurență și a calității. Și mai ales prețul din momentul în care au intrat pe piață sau când nu erau pe piață și până au intrat. Ce este la ora actuală pe piață a scăzut sub 50%. Mai multe argumente. Da, și energie verde. Energie verde. Nu facem nici gaze de șist să distrugem apa solului, nu mai facem nici bombă atomică la Cernavodă să mai extindem cum vor ei să facă, să întâmple, Doamne ferește, ca la Hiroshima și Nagasaki, unde ați văzut, dita mai japonezii la Hiroshima, la Fukushima, scuzați-mă, da. Unde dita mai japonezii s-a întâmplat o nenorocire. Păi închipuiți-vă Dobrogeasa, dacă s-a întâmplat. Păi adică toate 100 de ani Dobrogea n-ar mai exista. Haideți să ne gândim la Cernobâl, încă se văd defecte. Exact. Și avem o energie verde, nu poluăm nici apa, nu putem distruge nici aerul, până la urmă se distruge o turbină, adică pierderile sau pagubile cele mai mici. Și bineînțeles, cum am spus, cu o resursă inepuizabilă, domnule, vântul, dacă ne l-a dat Dumnezeu și este cu atâta intensitate, ne-a dat-o Dumnezeu încât doar în Scoția este la fel ca în România, dar avantajul nostru este că pe Dobrogea densitatea de oameni este atât de mare încât permite să construim parcuri de mii de megavați. Am promis jurnaliștilor și o să mă ocup de această deplasare într-o țară, într-o zonă în care trăiesc exclusiv pe industria asta eolienelor și să vedeți cât de mult s-a dezvoltat și cum trăiesc acei oameni acolo. Vă așteptăm cu rezultatele. Nu, dar o să vă iau și pe dumneavoastră. Adică iau toată presa să vadă, pentru că trebuie să vedem. Înțelegeți? Politicienii vor minți în continuare că nu, dar eu, ducându-vă și o să vedeți dumneavoastră cu ochii dumneavoastră, o să vedeți dacă în țările arabe, unde stau pe o resursă, pe petrol arabi, care e epuizabil la un moment dat, s-au dezvoltat atât. Noi stăm pe o resursă inepuizabilă, fantastică, și ne batem în joc de ea și suntem săraci și sunt oameni care mor de foame în casă. Să poate așa ceva? Uite că se poate. Ăsta e poporul pe care îl vrea
Am uitat totuși că forța, spuneați dumneavoastră de democrație. Democrația înseamnă să faci uz de forță din ștampilă, ceea ce poporul român n-o face. A uitat. Exact. Și vedem prezență la vot sub praguri, sub 50%, vedem fel de fel de... Adică toate chestiunile acestea nasc și alte scandaluri, alte situații de destabilizare sociopolitică. Da, indiferența ne costă. Din indiferență, sigur. Că din indiferență ne costă. Lor nu le pasă cu cât sunt votați. Ești cu 10% dacă sunt votați. Ei n-au orgoliu sau n-au prestigiu. Dom'le, tai, m-au votat doar 10% sau din 30% m-au votat 70%, dar cât ești, 20% votat. Nu ești reprezentativ. Nu interesează pe ei lucrul ăsta. Au ieșit acum, după cum vedeți, după locul 3, 4, 5 senatori, deputați și sunt atât de vocali și atât de... Eu sunt votat, ești votat, da, rămășiți acolo, dar asta e. Da, situațiile... Ar fi eu o polemică destul de ascuțită. Nu, am spus doar ce comportament au ei, sigur. După ce ajung, indiferent cum, prin ce metode. Dar cred că nu numai la... Cred că se întâmplă și la nivel de microcomunitate. Acum, dumneavoastră, sunteți un caz foarte fericit pentru faptul că ați reușit să administrați o comunitate de oameni, o mână de suflet, să-i unesc, să-i uniți. Da, asta e cea mai mare valoare pe care am dat-o comunității și vreau să vă aduc acest argument și mă scuzați că vă întrerup. Am organizat un meeting la Consiliul Județean cu peste 1000 de oameni mergând într-un mod civilizat. În jur de 1200 de oameni acolo, care în loc de pietre au mers cu flori. Toți cei 1200 de oameni aveau flori în mână. Și în loc de huiduiel ne-am așezat în genunchi și am zis Tatăl nostru. Un astfel de comunitate este o comunitate unită, o comunitate de oameni, nu de animale, pe care instigă politicienii dezbinați, urâți, aruncați, huiduiți. Nu. E, dar de astfel de comunități le este frică politicienilor. Sunt greu de manipulat, sunt greu de manevrat. Imposibil de manipulat. Sigur, pentru că au identitate și au o gândire proprie. Exact. Poate și o întrebare care pe mine personal mă frământă de ceva vreme. Poate un cetățean, un om de rând, vorbind așa ca din popor, să stea la masă la modul la care discutăm noi acum cu o autoritate, cu același cetățean, dar investit cu autoritate. Aș dori să-mi răspundeți la nivel de peșteră și apoi privind, urcând așa sus ierarhic, până la nivel de parlament, din experiența proprie. Păi, puteți dumneavoastră să stați la masă la modul de a pretinde, cum spuneați dumneavoastră, cu senatorii și deputații care au candidat pe colegiul dumneavoastră, pe colegiul din care face parte și comunitatea dumneavoastră. Se poate, există dialog? Păi există dialog și atât. Dar în dialogul ăla e 100% minciună. Cu ce mă ajută pe mine? Păi îmi răspunde toată lumea la telefon. Bă, stai că facem, stai că trecem, dar atât. Și am încetat să mai sun, nu mai suport minciunile, deja știu răspunsul. Dacă am o problemă și sun, eu deja scriu dinainte răspunsul și vă garantez că răspunde exact. Spuneați despre acel meeting de protest, unul de altfel unic prin specificul său, specific pe care l-ați amintit dumneavoastră. S-a materializat ceva în urma acelui meeting? Ați primit un feedback, un răspuns, Păi aveam, o reacție? Aveam lucruri punctuale legat de un drum județean care este în interiorul comunei, care face legătura între Peștera și Ivrinezul Mare, un drum județean care este în administrarea RJDP-ului, care e în subordinea Consiliului Județean, și problema inundațiilor ce le-am avut anul trecut cu pagube importante, pagube care ne-au destabilizat bugetul și nici acum nu suntem aduși la zi, să spun, pentru că a trebuit să rostogolesc multe lucruri complicate, dar nu mă plâng acum. Am învățat multe și din greutățile astea prin care am trecut legat de administrare. Niciuna din acele lucruri nu s-a concretizat. Pe drumul între Peștera și Ivrinez nu s-a pus măcar plombe pe o groapă de 10 cm pătrați. Mai mult, am spus mai devreme, astăzi s-a adoptat o hotărâre de guvern prin care s-au alocat bani pentru comunele care au fost afectate de inundații.
Însă Comuna Peștera nu este pe acea listă. Am zis, dacă județul este condus de niște oameni dușmănoși, de niște oameni, mă gândeam că la guvern sunt niște oameni raționali. Atâta timp cât eu am depus documentația, am depus totul la guvern. Însă și la guvern se pare că sunt la fel acești oameni și pe ei nu interesează nevoile cetățenilor, nu interesează votul de 90 ceva la 100 care a dat cetățenii din Peștera, cel mai mare din România, având pagube, nu interesează. Doar pentru că există aceste fricțiuni politice, să le spunem? Dar nu există fricțiuni, că noi le-am dat votul. Ce vor altceva în afară de vot? Nu, în sensul că spuneați dumneavoastră că ați părăsit, discutam la începutul intervenției. Da, le-am dat votul. Eu, ca și om, am refuzat să mint oameni. Eu am o problemă, nu pot să mint, pentru că nu țin minte a doua zi minciuna și mă fac de râs. Și nu cred că am ajuns la 48 de ani să uite copilul meu la mine să-mi spună, tată, înțelegeți? Da, este o situație destul de dificilă. Care nu coincide cu... Poate comunitatea, poate primăria din buget propriu să acopere efectele sau să preîntâmpine. Mai avem puțin și le acoperim. Asta a fost, dar noi trebuia să evoluăm. Noi aveam multe proiecte care trebuiau realizate anul trecut și anul ăsta. Suntem un pic întârziați, dar în niciun caz împiedicați. Nu o să... Dar există... Dar e dreptul nostru, înțelegeți? Bugetul ăla al Consiliului Județean și al țării se compune și din taxele și impozitele noastre. Și pentru astea sunt bugetele acelea, pe situații de urgență, să se aloce acolo unde Dumnezeu mai dă și câte un semn, așa. A, domnul a dat, domnul a luat. Asta e. Domnul fie lăudat, dar totuși comunitatea nu ar trebui să sufere așa. Comunitatea le-a dat votul, am spus. Le-a dat votul. Atunci spuneți-mi și dumneavoastră, vă întreb eu, nu e corect ce fac, dar dacă le-am dat cele mai mari rezultate din țară la toate alegerile. Cred că ar trebui să răspundă tot dumnealor. De ce nu alocă ceea ce se cuvine acelei comunități? De ce când a început să meargă pe drumul independenței de a-și câștiga bani destui să nu mai vreau niciun leu de la nimeni, nu are nevoie de la nimeni pentru că putem câștiga mai mulți bani decât ne trebuie, ni s-au blocat și acele posibilități. Stați un pic. E o întrebare aici care se ridică. Un semn de întrebare, de fapt. Există independență? Nu se vrea. Poate exista, dar nu se vrea la nivel politic. Și vedeți dumneavoastră, prin acea lege, ca să facă oamenii legătura, ordonanța asta 55 cu suspendarea unei legi, de fapt, democrația în România a murit în 2006, când s-a adoptat legea 249 din 2006. Legea așa zisă, așa îmbrăcată în minciuna politicianului, traseismul politic. Primarul și consilierul local este ales de cetățean, ce spune această lege. Dar dacă primarul vede că, pe lista unui partid, dar dacă primarul constată că partidul uită, exact cum m-a uitat acum legat de Peștera, uită promisiunile pe care le-a făcut cetățeanului prin primar, primarul să aibă soluția să spună, prietene, ne-am pupat la poartă, eu aleg să rămân cu cetățeanul. Dacă face acest gest, primarul își pierde mandatul. Adică cum îl votează cetățeanul și partidul de afară, mai mult și mai grav merg spre Consiliul Local, unde consilierul este votat de cetățean, însă, dacă partidul exclude, își pierde calitatea de consilier. Pierde mandatul. Vi se pare democratic? Păi cum adică? Atunci de ce mai facem alegeri? Să vină partidul să-și numească consilieri? Nu mai facem. Păi dacă votul cetățeanului este anulat prin decizia partidului. A fost un cutremur de proporții în Consiliul Local la dumneavoastră, la Peștera. A fost, dar ar trebui să fie cred în toată țara. Cred că ați și dictat tonul. Da, pentru că, cum v-am spus, comunitatea noastră este unită și consilierii de ce fel ar fi ei, de ce vârstă, de ce culoare, fac parte din acea comunitate unită, care împreună, am zis, vom fi și reușim, de fapt, să realizăm lucruri care, dacă am fi dezbinați și am avea enorm de mulți bani, n-am realizat atâtea lucruri. Ca într-o familie, o familie ordonată, unită, știți, apropiată, cu bani puțin, de multe ori poate reuși enorm de mult. Și sunt familii care au venituri enorme și destrăbălate și scandalul, dar nu rămâne nimic în urma lor. E, așa e și o comunitate, poate fi comparată foarte, foarte bine cu o familie.
Da, a lăsat o urmă în istorie, fie chiar și la nivel, la nivel local, ar trebui să fie dezideratul fiecăruia dintre cei care conduc. Amintează noastră despre acel drum județean care face legătura între Peștera și Ivrinezul Mare. Știu că au existat multiple demersuri pe acel drum și în egală măsură au existat multiple, este vorba despre drumul județean 223B. Da. 223-ul fără indice a tot fost reabilitat în... Și se reabilitează iar acum. Se reabilitează, da, din nou acum, dar știu că despre acest 223B că nu mai e reabilitat de 30 de ceva de ani, da. Da. Care e miza? Cum vedeți dumneavoastră ieșirea din această situație și care este miza acestei nereabilitări? Pentru că am văzut această ignoranță vis-a-vis de un subiect, până la urma urmei, care afectează comunitatea, chiar a afectat într-un sens negativ comunitatea într-un eveniment nefericit. Știm că mașinile de intervenție n-au putut ajunge în timp util și s-a întâmplat și o nenorocire la un incendiu. Nici acesta nu a fost un semnal de alarmă? Ce se întâmplă cu acel drum? Nu este, v-am spus, nici o plombă de 10 cm pătrați nu a fost acoperită de atunci până acum, însă eu am continuat cu toate demersurile. Am luat-o instituțional solicitând, am așteptat ani. Să nu credeți că am cerut peste noapte ceva, sunt un om realist, trăiesc în realitate și în sistem și acum înțeleg și eu că lucrurile nu pot fi făcute peste noapte, dar totuși am mers cu solicitări, după aceea am mers cu protestul respectiv, am făcut plângere penală administratorului de drumuri. Mai departe am făcut din nou solicitări anul acesta, pentru că iar am început anul școlar, iar trebuie să aducem elevi de la Ivnezul Mare și Ivnezul Mic spre școala de la Peștera, iar există risc de accidente, iar există situații de sănătate unde trebuie să ajungă salvarea în timp spre Ivnezul și închipuiți-vă că, hai să zicem, spre pacient poate merge mai repede salvarea, nu? Că e goală, dar întorcându-se cu pacientul bolnav în mașină, trebuie să aleagă două variante. Ori să meargă cu viteză, să ajungă repede la spital și atunci dându-l cu capul de pereți, îți dai seama, l-a terminat, sau să meargă încet și nu ajunge în timp la spital și la fel moare și din acest motiv. Cine are acest drept? Cine își permite să procedeze în acea fel încât să pună în pericol viața unui om? Doar niște inconștienți și niște oameni fără suflet și fără Dumnezeu. Bun, e o miză, iarăși ne întoarcem, politică pe acest drum, este un sâc. Dar eu nu fac de politică, undeva. Eu fac administrație publică. Asta este, că ne întoarcem cu administrația publică. Ei vor să fac politică eu, dar eu nu fac politică. Eu fac administrație publică și atrag atenția asupra neregulilor, derapajelor. Bun. Deranjează, așa este. Și, sigur, sunt situații de criză unde, într-adevăr, mașinile de intervenție ar trebui să ajungă, adică lucrează la milisecundă, nu la secundă. Acel caz la Ivrinezu, l-ați amintit dumneavoastră, spun, acum, poate te exagerez un pic, dar cât nu încerci, când nu vrei să încerci, nu poți să încerci un lucru, trăiești așa cu conștiința încărcată. Dom'le, dacă ajungeau cu 15 minute mai devreme, pompierii au echipament de a intra și în foc, da? Ar fi putut intra probabil în foc și ar fi salvat tânărul ăla de 32 de ani care am ars în incendiu. Înțelegeți? Casa, până la urmă, ducă-se că s-a degradat 100%. Sperăm de luna aceasta să avem toate actele făcute și să reconstruim acea casă a oamenilor. Dar viața omului și stau mereu cu conștiința așa, 15 minute, 20 de minute, bine, a durat 40 de minute, băi, diferență de drum. Nu mai spun că stau în fiecare zi cu grija transportului elevilor dimineața până la ora 3 când duce ultimul transport de elevi, stau cu grijă și nu s-a întâmplat nimic, n-a mai avut loc un accident. Că ceva timp în urmă chiar a avut loc un accident cu mașina de șoferi, mașina de școală, unde s-au accidentat doi copii. Unul din copii a rămas cu sechele și trage toată viața. Deci s-au întâmplat nenorociri. În partea cealaltă, în Peștera, la inundații, a avut loc
chiar pierderi de vieți omenești, iar cu ani în urmă, deci sunt lucruri atât de vizibile și atât de necesare încât nu un moft, nu cer o sală de sport la ieșire din localitate sau să-mi faci asfalt sau să-mi faci altceva, dar sunt lucruri pe care comunitatea nu își permite financiar. De exemplu, să creăm acele poduri și punți pietonale, e vorba de 2 milioane de euro. Deci mi-ar trebui 100 de mii timp de 20 de ani să o păstrez și după 20 de ani să realizez acele poduri și punți pietonale. Dar să nu mai fac nimic în comună și oamenii să stea în stand-by, să nu se mai miște, să mai meargă la școală, să nu mai aprindem iluminatul și multe alte lucruri. Da, există dificultăți, dar totuși vă întreb, există și soluții reale, concrete pentru toate aceste probleme pe care le-ați anunțat dumneavoastră? Adică aveți proiecte pe această linie? Bineînțeles, proiectele sunt făcute imediat din 2008, depuse din 2009 la toate instituțiile, inclusiv după inundațiile de anul trecut. Am redepus documentele, mai ales cu poduri punți pietonale, l-am depus la Mediu, l-am depus la Apele Române, l-am depus la Ministerul Dezvoltării, la Compania Națională de Investiții, la Cabinetul Primului Ministru, la Președintele României. L-am depus peste tot. Am primit și un răspuns de la Compania Națională de Investiții, că în programul sau în planurile lor de acțiune nu este o prioritate realizarea celor poduri și punți pietonale. Un răspuns fantastic. Nu e asta o prioritate. Da. Se întoarce până la urma urmei cineva și către comunitate sau către cetățean. Păi nu vedeți că acolo la politicieni și în guvern sunt doar interesele lor, cetățeanul nu e nicio ecuație. Dacă ne uităm la dezbaterile politice, ne uităm cu toți acolo, suntem captivați pe toate posturile. Cetățeanul nu e nicăieri. În discuția lor nu e nicăieri. Jos Băsescu, jos Ponta, ăla-i hoț, ăla-i plagiator, ăla-i nenorocit. Mă, dar cetățeanul, ce vină are, mă? Are o vină, că v-am votat să ajungeți în funcțiile respective. Și sper că va veni momentul când, așa cum a spus, cetățeanul se va ridica din genunchi, poziție în care a fost adus de politician timp de 25 de ani, și va renunța să mai ceară și va pretinde așa cum trebuie să facă un om cu demnitate. Și românul, știți că e răbdător, dar și când ajunge cuțitul la os... E luptător. Este. Credeți că această scrisoare deschisă va avea un efect de... va atrage un semnal de alarmă, va avea așa efectul unui clopot tras în urechea politicienilor? Și vă întreb acum, în perspectiva în care ați primit vreun răspuns, iarăși aș dori totuși să ne întoarcem... să o abordăm cât de cât punctual. Sunt sigur că mai sunt și alte aspecte, da, pe care le-ați țintit și le-ați și lovit în interiorul scrisorii deschise. Așa cum sunt consecvent în tot ceea ce fac, așa cum am procedat și cu Consiliul Județean, am luat toate procedurile pas cu pas, am așteptat timpul necesar și în final am mers și la soluția extremă, cea cu meeting-ul. Intenționez, dacă guvernul României nu se întoarce la acea promisiune pe care a promis-o și care am votat. Am dat. Uitați din programul de guvernare, punctul 56. Da? Intenționez să organizez un meeting la nivel de județ unde sunt convins că vor veni 100.000 de oameni. Sunt convins de lucrul ăsta. Pentru că sunt 700.000 de oameni pe care i-are întreg județul, dar 100.000 de oameni sunt convins că vor veni la acest meeting, pentru că aceste investiții ar transforma județul Constanța în totalitate într-un paradis și fără să exagerez cu nimic. Dacă eu dintr-o comunitate mică, cu pârghiile mici, cu resursele infinit mai mici decât ar aduce aceste investiții, am reușit să schimb comuna aia, să-i schimb fața în ceva destul de frumos, închipuiți-vă cu aceste resurse, da, împărțite pe fiecare unitate administrativă și cu o fabrică construită în mijlocul județului, cu crearea de zeci de mii de locuri de muncă. Și credeți-mă, în acest domeniu se plătește de la 1.500 de euro în sus. Adică salariile sunt atât de mari încât clasa de mijloc se va forma în județul Constanța. Bine, aici o chestiune și de dorință a investitorilor, de aceea înainte vă întrebam de răspunsul
investitorilor. Înainte de pauză v-am întrebat de ce feedback, de ce răspuns aveți din partea investitorilor. Sunt lângă dumneavoastră, nu sunt, susțin, nu susțin. Cum susțin, în ce condiții? Investitorii sunt oameni care nu se bagă în mizeriile astea politice. Ei vin serioși să investească. Bineînțeles că ei își folosesc calea lor legală printr-o asociație care îi reprezintă pe investitorii în eoliene și au dat în judecată statul român la Uniunea Europeană. Da? Există un angajament www.energie.eu. E un site pe care pot vedea telespectatorii angajamentele pe care le are România cu Uniunea Europeană, pe care nu și le-a respectat. Unul dintre ele este acea ordonanță prin care a asistat investițiile în domeniul eolian. Deci acești investitori merg pe linia lor civilizată și... Partea cu dar noi nu putem sta cu mâinile în sân. Noi nu putem sta cu mâinile în sân. Că atunci spune, stai domnule, pică pară mălăiață în gura lună tăflață. Dumnezeu îți dă, dar să-ți bage și în traistă. Trebuie să facem și noi ceva. Să le arătăm acestor oameni că avem nevoie de ei, că suntem oameni serioși, nu? Că v-am spus, nu sunt investiții de bufuri de azi pe mine, sunt investiții pe termen lung, poate nelimitat, pentru că după 25-30 de ani se schimbă turbinele, ele continuă să funcționeze. Pot rămâne sute de ani. Vântul poate bate în continuare. Vântul, păi când nu va mai bate vântul și nu va mai fi soare, noi nu vom mai fi și nu mai avem nevoie de energie. Așa că atâta timp cât va fi soare și vânt, noi vom trăi și, bineînțeles, vom avea nevoie de energie. Și cu cât se poate verde, energie... Da, care nu ne afectează, în primul rând sănătatea. Corect. Nu ne... Da, spuneam vorbeam despre acest răspuns al investitorilor în contextul în care pârghiile, și știm foarte bine că pârghiile administrației locale sunt subțiri. Depinde, da? Există o scară ierarhică și aici mă întorc la răspunsuri. Da. Ce răspunsuri ați primit la o întrebare redundantă, aș putea să o numesc, să mă scuzați pentru ea, dar este un răspuns pe care îl urmăresc în contextul în care cred că pe fiecare dintre noi ne interesează traseul acestor demersuri. Până la urmă ne și reprezintă aceste demersuri, sau ar trebui să ne reprezinte aceste demersuri pe fiecare dintre noi, dacă am fi responsabil și vii în comunitățile în care trăim. Exact, pentru că avem nevoie. E o nevoie stringentă și v-am spus, n-ar fi păcat la cine a dat Dumnezeu în Dobrogea să nu avem așa ceva. E adevărat că sunt tare nemulțumiți investitorii, să spun așa, de modul batjocoritor la care au fost supuși de instituțiile statului. Un lucru extrem de delicat cu care eu m-am luptat în județ până în 2000, deci ei au venit undeva din 2006 în Dobrogea și undeva în 2010 s-a modificat legea 50. Până atunci au fost, să zic, prin metode specifice, blocați, neeliberându-se certificate de urbanism care până la vremea respectivă se eliberau doar de către Consiliul Județean. După ce am făcut lobby foarte, foarte mari și vreau să spun că îmi aparține inițiativa modificării legii 50 cu dreptul ca și comunele să aibă servicii de urbanism și să poată elibera în extravilan certificate de urbanism și autorizații, tocmai printr-o necesitate și la vremea respectivă s-a dat curs, oarecum erau pe fugă din nou investitorii, am spus, din cauza respingerii lor de către Consiliul Județean sau, mai bine zis, din cauza condiționării eliberării acestor documente de niște avantaje personale care se ridicau undeva la 15.000 de euro pe megawatt. Aveți și vreo dovadă? Avem și o dovadă în sensul acestor afirmații, altfel dăm dreptul la replică, dar avem celor care se simt vizați eventual. Dar avem persoana respectivă cercetată și pentru așa ceva. Există un caz, un dosar cercetat pentru o speță de acest fel. Avem dosarul și vedem ce spune în el. Sigur că da.
dacă, domne, procurori știu mai bine decât noi și adevărul o să iasă la lumină. Foarte grav pentru județul Constanța este că dacă nu s-ar fi împiedicat 2006, 2007, 2008, 2009, toate aceste investiții în județ erau realizate și nu mai exista criză în Constanța. Vă garantez că nu exista criză. Erau locuri de muncă bine plătite, erau venituri la bugetele locale și Comuna Peștera nu mai plângea acum că, domnule, nu am bani de poduri de alea, pentru că aveam 3 milioane de euro pe an și nu îmi dădea guvernul nimic. Produceam din vântul ăla, da? Care trece... Da, care ar fi reacțiile? Pentru că amintiți, tot timpul de administrația centrală au existat răspunsuri din partea colegilor dumneavoastră din eșaloanele superioare ale administrației. Și aici mă refer la parlamentari, senatori, deputați de pe colegiul respectiv sau alți senatori sau deputați de pe alte colegii care au înțeles sau au reușit să străpungă înțelesul acestor mesaje pe care le-ați tot trimis. Eu am trimis aceste scrisori tuturor parlamentarilor din județul Constanța, pentru că ei sunt reprezentanții cetățenilor județului în Parlament. Ei sunt cei care în campanie au zis: noi vom muri de grija voastră și de vă iubim și vom face orice pentru voi. Și acum sunt convins că o să-l cheme pe primul ministru în Parlament, pe ministrul de resort, și vor impune: domnilor, am luat o randeaua, am luat o parătură, una am promis, alta facem. Noi suntem reprezentanții județului Constanța și dacă tu, prim-ministru, nu revii la forma inițială pe care am promis-o și cu care ne-am angajat cu investitorii și în fața Uniunii Europene, noi, parlamentare de Constanța, PSD, PNL, n-avem culoare. Noi suntem reprezentanții cetățenilor. Sunteți încredințat de faptul că un asemenea demers este real, posibil și iminent? Cum să nu? Dar cum adică un parlamentar? Pe altfel, cum ar mai putea veni în fața cetățeanului județului Constanța, domnul Moga, da? Sau domnul nu știu cine, să le spună, să-i mintă ce? Eu am venit cu o soluție. O soluție. Ei nu vin decât cu minciuni. O soluție. Nu vrem nimic în județul Constanța. Dați-ne voie să ne dezvoltăm, să ne câștigăm veniturile, să ne câștigăm dreptul muncind. Și eu v-am adus argumentul. Dacă în 30 de turbine câștigăm atât, exact ca într-un magazin, domne, ai vânzare, ai 3 vânzători, crești, vezi că merge vânzarea, mergi mai departe. Dacă nu aveam construite și nu aveam exemplu concret pe care îl pot dovedi, vă dați seama ce banalizat eram eu acum și spuneau: domne, vorbe, vorbe, vorbe. Fapte, astea sunt fapte. Da, capacitatea întregului parc pe care l-ați prospectat dumneavoastră, deci aveți 30 și ar mai fi 90 de megawați. Păi închipuiți-vă, dacă sunt 300 undeva, vreo, că nu sunt toate de 3 megawați, vreo 700 de megawați, cam cât un reactor de la Cernavodă s-ar produce numai pe comună. Și bineînțeles, la prețul mic pe care îl are producerea de energie, ar putea face export. Suntem cu rețele foarte bine internaționale care trec, acelea care treceau de la Ruși la Bulgaria. Deci avem toată infrastructura, avem. Deci avem de toate. Nu poate spune cineva că nu se poate. S-au făcut studii, s-au făcut analize, s-au luat avize, s-au plătit autorizații, s-au plătit toate. Deci sunt cu autorizațiile de construire. Dacă nu venea guvernul Ponta și nu adopta acea ordonanță de guvern, începeau lucrările în 2012. La ora aceasta Constanța se lăfăia în venituri. 2 ani? Păi se terminau, sigur că se terminau. Deja, termenele... Cam un an jumate, 2 ani durează, depinde de dimensiunea parcului. De exemplu, cele 30 de turbine s-au construit undeva cam într-un an. Dar parcurile celelalte sunt mari, sunt de 55 de turbine, 100 și ceva de turbine, sunt parcuri mari. Pentru că au văzut că e eficient și de asta s-au dezvoltat oamenii. Da, s-au făcut o groază de studii, vă dați seama că nu veneau să investească așa, no man's land. Dar după ce au făcut 30, au mai început unul de 55, încă unul de 100 ceva. Asta înseamnă că oamenii sunt interesați și că rezultatul analizelor studiului de piață și planul de afaceri i-a dat plus. Dar plus în condițiile care erau până în data respectivă. Numai că ei s-au ținut și au acceptat toate condițiile noastre, au suportat toate aberațiile legislative ale României și în momentul în care ei trebuie să apuce de treabă, știi, noi nu ne mai ținem de cuvânt, îmi pare rău. Păi stai mă, dar eu am suportat tot ce ai vrut tu. Acum... Vedeți dumneavoastră că
tot aceiași politicieni care, așa cum spuneți dumneavoastră, nu își respectă angajamentele luate în campanie și nu e o noutate, se întâmplă din, chiar din 92 încoace, din, de fapt, de la, din 89 încoace se tot întâmplă, de la primul, corect, de la prima guvernare, de după regimul Ceaușescu, se tot întâmplă asemenea aspecte. Dar tot aceiași guvernanți vin și plâng că investitorii pleacă, că investitorii sunt speriați, că investitorii nu găsesc predictibilitate, că investitorii nu găsesc un mediu propice, sau, mă rog, l-ar găsi, dar unde sunt aceste daruri? Aceste daruri se află în deciziile Parlamentului României, care emit legi, și în pixul primului ministru, care emite ordonanțe și hotărâri de guvern. Prin deciziile acestor oameni există sau stă bunăstarea cetățeanului. Dacă ei vor un popor umilit și sărăcit, așa cum e acum, au luat aceste hotărâri. Dacă ar vrea, și eu sunt convins că vor face, și sunt convins că dacă nu fac, cetățenii se ridică, așa cum am zis, din genunchi, că ajunge, cât am stat în genunchi, am făcut febră, până la un punct. Și ne vom pretinde, ne vom lua înapoi ceea ce ni se cuvine. Da, fiind absolvent de drept, printre altele, la origine, un bun profesor care ne-a rămas și un foarte bun amic, mi-a spus într-o discuție personală pe care o aveam cu dumnealui, zice, domnule, să înțelegi că în viață dreptul nu ți se dă, dreptul trebuie să ți-l iei. Și cred, exact, că asta trebuie să facem. Înseamnă că o să se confirme și o să vină momentul să-l sunați și să-i spuneți, aveți dreptate. Da, sunt sigur, eu tot aștept momentul acela în care să fim capabili să ne luăm drepturile. Ne apropiem de final, totuși, și pe acest final aș dori să ne întoarcem la comunitate, pentru că administrația trebuie să se aplice la nivel microsocial și nu la nivel macro. Așa este. Ce proiecte de viitor aveți pentru comunitatea dumneavoastră? Toată lumea vorbește de proiecte. Proiectul este, cum să spun, pasul cel mai ușor de făcut. Proiectul, de fapt, nici nu-l face primarul. Primarul doar spune ideea, proiectul face un proiectant. Nu, ca perspectivă. Vă întreb din, cum să vă spun, ce perspective aveți ce pentru... Perspective, da, proiecte, dar tot la nivel de proiecte. Proiecte. Sigur, nu, să nu înțelegem... Nu, dar se stabilește în asta, domnule, am proiect de la. La nivel de perspectivă, ce așteaptă cetățeanul Comunei Peștera și a tuturor subunităților administrative teritoriale pe care le aveți, satelor, cătunelor pe care le aveți în grijă, ce pot aștepta? Ce au primit în concret, ca să începem, de fapt, cu ce s-a realizat și ce se poate realiza pe mai departe, cu puținul acela despre care discutam. După cum v-am spus de la început, oamenii de la Peștera chiar așteaptă. Da, sunt pretențioși, ei chiar stabilit. Păi chiar așteaptă, ei nu stau așa și i-a luat somnul și sunt foarte atenți. Sunt multe de făcut în Comuna Peștera, nu vreau să spun sau să se înțeleagă că lucrurile la Peștera stau perfect. Însă, din punct de vedere uman, stau la un nivel la care mulți doar tânjesc. Din punct de vedere al infrastructurii, al confortului cetățeanului, sunt multe de făcut. Proiecte în sine sunt făcute din 2008. În viziunea mea de cum ar trebui să arate comunitatea, cum ar trebui să arate fiecare sat, fiecare stradă, luând foarte atent de la 3 metri subteran cu canalizare, apă, trotuar, asfalt, canal, stâlp, lampă și așa mai departe. Adică toată viziunea mea despre cum trebuie să arate o comunitate, cum trebuie să arate un sat, cum trebuie să arate o stradă, cum trebuie să arate un gard și așa mai departe, sunt implementate în 11 proiecte pe care am încercat să le depun de fiecare dată când au fost sesiuni de finanțări europene. N-am reușit să obțin finanțare niciodată până acum. Asta este. Între timp am mai căpătat și o experiență, am îmbunătățit, că la început și eu poate am făcut greșeli, și sper să obțin finanțări europene, pentru că aceste guvernamentale sau aceste finanțări administrative de Constanța, de ale județului, să dau pe alte criterii pe care eu
nu le dețin sau nu le cunosc. Ce să vă spun, vă doresc mult succes. Noi vă așteptăm să ne mai comunicați din rezultatele dumneavoastră și din că aminteați dumneavoastră despre acea incursiune, acel studiu pe care îl veți face la nivel de energie inepuizabilă, verde, da, regenerabilă, cum este anumită în termeni tehnici. Mă văd, din păcate, nevoit să încheiem, pentru că timpul nostru s-a scurs. Vă mai așteptăm în edițiile noastre viitoare. Sper să avem din nou puncte fierbinți și puncte frumoase de care să discutăm, fierbinți la modul elegant al cuvântului, să nu se înțeleagă greșit, și vă așteptăm cu alte rezultate care merită să fie arătate și văzute și luate ca exemplu până la urmă, dacă va fi cazul să fie luate ca exemplu, și sunt sigur că personal, iarăși subliniez, va fi cazul să fie. Vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm în continuare. Cu drag! Doamnelor, domnilor, atât pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ne-ați primit în audiență la dumneavoastră. Eu sunt Ion Ștefu și alături de noi l-am avut pe domnul Valentin Vrabie, primarul care se confundă cu comunitatea în care trăiește și sunt sigur că și comunitatea aceea se confundă cu primarul ei. O seară frumoasă în continuare, toate cele bune!